Calificate la turneul semifinal de pe primul loc în grupă, tinerele voleibaliste ale Clubului Sportiv Muștel vor merge la Cluj, acolo unde se va disputa în perioada 3-5 aprilie penultima fază a campionatului național la volei rezervat tinerelor speranțe. Muștelencele fac parte din seria a treia și vor avea ca parteneri de întrecere echipe cu renume și tradiție în voleiul juvenil. Astfel, elevele lui Adrian Mihăilă se vor lupta pentru unul dintre cele două locuri care vor duce la turneul final cu echipe precum LPS Cluj, CSS Top CSS Sibiu, CSS Târnăveni și CSS Blaj. Regulamentul după care se vor desfășura jocurile din această fază semifinală rămâne același ca și până în prezent. Și anume, dacă în timpul derulării fazei a doua o echipă ajunge să nu îndeplinească condițiile de talie sau vârstă, nu se califică pentru faza următoare, indiferent de poziția din clasament. Se califică pentru faza finală echipele clasate pe primele două locuri în fiecare dintre seriile semifinale. Condițiile de depunctare rămân valabile până după desfășurarea ultimului joc din campionat.